Put your loving hand out, baby. 'Cause I'm begging. I'm begging. Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. La, da, da, da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement? Why we got good, she don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, good. I would have been a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You think you've been away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for, that the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, 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 I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. Oh. I'm begging, begging you, to put your loving hand out. Georgiana și Cristian s-au apropiat în pandemie când toată lumea era obligată să se distanțeze. Nici unul nu avea partener și părea imposibil că își vor găsi perechea. Au visat cu ochii deschiși că vor ajunge împreună la Românii Au Talent. Și mare a fost puterea visului lor. Bună seara! Bună seara! Opa! Ți-a căzut ăsta. Eram sigur, mă. În actorul din el se ascunde un dansator. Bună seara, cu cine avem onoarea? Eu sunt Georgiana. Iar eu sunt Cristian. De mult faceți dans? Da, eu de la 4 ani. Da? Iar eu de la 8 ani. Mă gândeam uitându-mă la voi, ce aveți în plus față de alții? Momentul vostru e diferit de alte momente de genul ăsta pe care le-am văzut pe scenă. Și mi-am dat seama că în primul rând, e vorba de dorința și plăcerea de a fi acolo pe scenă. Și mi-am mai dat seama de ceva, că foarte mulți artiști în timp își pierd această plăcere, această dorință, pe care voi o aveți acum din plin. Trece dincolo de scena asta, trece dincolo de cameră, trece dincolo de noi, se duce până la public. Sună așa ușor ca un sfat ăsta bătrânesc de la unul mai, dar să nu o pierdeți. Este o calitate extraordinară și se simte, știți ce bine se simte, știți ce bine se transmite. Mulțumim mult. Mulțumim frumos. Foarte fain. Bobo. Georgiana și Cristian, din partea mea aveți un da. Mulțumim. Mulțumim mult. Aveți și de la mine un da. Mulțumim frumos. Mulțumim mult. Andra.
trebuie să meargă mai departe. Da, și de la mine. Mulțumim frumos. Și Dragoș, care practic a luat caimacul la această jurizare. Colegii mei îmi știu părerea, din partea mea astăzi aveți un nu. Bineînțeles că aveți un da. Mulțumim.